cascada Urlătoarea din Munții Bucegi se află la altitudinea de 1100 de metri și este localizată deasupra Poienii Țapului și la poalele Jepilor. Cascada este formată de pârâul Urlătoarea și are o înălțime de 15 metri. În jurul cascadei Urlătoarea s-au proiectat mai multe legende. Cea mai cunoscută se referă la o poveste cu final dramatic. Prin acești munți, o frumoasă păstoriță, fiica jepilor bătrâni, își păștea mioarele în vremurile apuse. Doi frați ciobănei se îndrăgostiseră de păstoriță și prin seara o urmări pas cu pas, fără însă a cunoaște dragostea celuilalt. Într-o zi neguroasă, ciobanii, fără să se vadă unul pe celălalt, au întins brațele spre ciobăniță. Aceasta, înspăimântată de apariția ciobanilor, a scos un țipăt deznătăjduit și s-a aruncat în gol de pe stânci, prefăcându-se în cascada de argint care cade la infinit, plângându-și parcă tinerețea. Ciobanii au împietrit pe loc din cauza grozăviei, iar trupurile lor împietrite mai pot fi văzute și astăzi de-a stânga și de-a dreapta cascadei. Turiștii care doresc să se bucure de aerul proaspăt de munte trebuie să țină cont și de sfaturile specialiștilor. Asociația Montană Carpați vă reamintește că muntele este frumos, dar nu întotdeauna prietenos. Nu subestimați importanța echipamentului și nu porniți la drum fără apă și mâncare. De asemenea, ar fi bine să aveți în rucsac și o trusă de prim ajutor. Încă de la startul traseului sunteți avertizați că există riscul să întâlniți urși sau alte animale sălbatice. Să nu uităm că pădurea este casa lor. În sezonul rece, nu vă aventurați pe munte fără echipament adecvat. Bocanci și pantaloni de drumeție, mănuși, căciulă, fular, jachetă impermeabilă sau ciorapi groși. Fiți precauți și instalați pe telefon aplicația Salvamont. În final, vă recomand să fiți prietenoși cu natura și să nu abandonați lucrurile nefolositoare sau resturile menajere. Este important să respectăm ceea ce ne încântă ochii și sufletul. Să aveți drumeții minunate!